m-am gândit. Nu mai contează, Robert, acolo, ce mai contează? E o pierdere, da, da, e o mare pierdere. Dacă nu dă de acolo, dacă erai în teren, lăsai valutul toată? Și dacă nu eram în teren, vreau. Ai văzut? Când eram pe bancă. Ce perversică! De ce te expui? Iată, mi-aduc aminte la un meci, am fost rezervă cu FC Brașov, în Giulești. M-a faultat Isăilă, era fundaș central la Brașov. 1-0 pentru Brașov, cred că era. Nici n-am apucat să cad și am fugit după minge. Erau panourile alea prin... Ai sărit după ea să vă spun. M-am dus că s-a dus mingea, am dat mingea în fața, așa, o autopasă, l-a băgat piciorul, am căzut, nici nu m-a atins, am căzut și până să cad pe burtă așa să ating gazon, m-am ridicat și m-am dus după, nici n-am atins ea, ca hopa mitică. Am zis, dacă ajunge altul și apucă să o ia, e belea. Păi și atunci era regula asta cu ce zice antrenorul. Ba da, da, tot zis, da, că ăla faultat nu bate. Nu, 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 n-ai înțeles. El avea o problemă, nu prea auzea ce se auzea numai ce vroia el, era gălăgie mare. Știi că, cred că și acum s-aude ecou pe la șinele de tren pe acolo, că țipă Mircea Reni, niță nu, niță nu, lasă-mă că dau eu. Și dai seama dacă nu dai, ce rău e. Adică atent, a făcut nu știu cine la națională când era contra. Și acum albu, Pușca și n-a fost cu Rapid, cu Mutu. La fel, da, e mingea și dar nu, fii atent, nu transport. Am avut și una de asta. La un meci cu Astra Ploiești, Astra Giurgiu, nu știu cum se numea atunci, în Giulești, când îl accidentează Jean Barbu, grav pe jucător, pe Ciorea, dacă nu mă înșel, dacă se aduci tu aminte. Înseamnă că e de mult. Da, e de mult. Nici noi nu mai suntem așa tineri. Exact. Și fluier arbitru penalti și Jean Barbu se uită la mine și iau, piticule, tu. Că nu, el era executantul, el, Pancu, Ienci bătea foarte bine. M-am dus, am luat minge, am pus-o acolo, țipau aia, băi, lasă-mă că o bag în poartă. S-a terminat și meci egal. Și am dat, era Preda, portarul care fusese, Fane Preda, care fusese în turul campionatului, portarul de la Dinamo, în celebru Dinamo Foresta 4-5. Și zic, ăsta i-am dat de la 20 de metri, nu-i dau din penalti, ce naiba. Și eu, Guțuman, mi-a lăsat la 3 sferturi din poartă liberă, băiat deștept ăla, da. Da? Bă, n-aveai voie să stai oriunde, așa? Știi? Și ăla lasă mai mare distanță. Nu, dar zic, trebuia și... să-ți lase 3 sferturi? Păi a zis că o halește fraierul și a halit. Eu, nu trebuia, mă. Și s-a dus acolo, știi, a făcut un pas pe invers unde era loc mai puțin și s-a dus în partea cealaltă și a apărat. Fost, da, a apărat-o. S-a dus mingea în corner, m-am dus să bat și corner, că zic, lasă-mă, dacă nu merge din penalti, nu dau din corner. Și după ce am bătut cornerul, a zis Rednic, vino puțin să stai lângă mine. Și m-a scos. Și a intrat în vestiar, știi ce a zis primul? Țipa pe holurile alea pe acolo. Aveam două vestiare în vechiul Giulești. Și a început să, bă, jucător cu experiență, lăsați pe ăsta de la Suceava să bată, să aia, bă, o să te dau afară, pleci de la echipă. Aia am pus capul în pământ, m-a amendat. Asta e, zi, bă, ai vrut să bați? Na, asumă-ți acum, fotbalistul. Acum fac și eu o glumă. Ai plătit tu sau din oameni, da? Ce anume? De, amenda. Nu, copos.